zombie apocalypse. Brawl Stars, dar dacă cineva se deconectează de la Power League, videoclipul se termină. Acesta este challenge-ul spus de Gabriel Tudor. Mulțumesc foarte mult pentru comentariul tău. Astăzi voi face challenge-ul spus de tine. Iar înainte ca episodul nostru să înceapă, nu uita să apăsați pe butonul de like, deoarece mă ajută foarte mult. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru cele peste 40 de like-uri strânse la episodul anterior. Și nu uitați de un like în continuare dacă doriți să continuăm seria, pentru că este într-adevăr o serie foarte mare. Hai să facem peste 35 de like-uri dacă vreți să apară următorul videoclip. Nu uitați să dați un share, să facem și noi mai repede suma de 2000 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult pentru share-uri, pentru că am observat că am crescut cu câțiva abonați în ultimele zile. Așa, fără să fac eu live. Vă mulțumesc foarte mult pentru abonați. Nu uitați de un follow pe Instagram dacă doriți să mă contactați. Server de Discord aveți în descriere tot. Și după cum vedeți, s-a terminat sezonul. 2140 de puncte avem. Hai să deschidem și noi un megabox acolo, un big box. Nu mai e niciun megabox sau big box pe shop. Aiei, am intrat cam târziu. Pe noi nu ne interesează asta. Pe noi ne interesează să ne facem challenge-ul nostru. Pentru că și așa am full brawler. Bine, putem să deschid că poate pica... poate pica Bell. Dar... da, hai să luăm și noi, uite, o Nita. De fapt, stai că am deja Nita. Hai să vedem. O să se deconecteze cineva astăzi sau Sal. Hai să vedem. Cineva cred că mai mult ca sigur o să baneze Piper-ul sau B sau mai din nou. Sau ăsta, Byron. Ok. Hai să vedem. Bă, cred că o să iau Piper. Ok, a banat, da. Da, ok, o să iau Piper-ul. Pentru că, na, e un brawler chiar bun. Am și gadgetul ăla care m-ar veni, virează singur glonțul, știi? Bă, o să rămână astea, Star Power-ul respectiv gadgetul. De fapt, ba nu, ia Star Power-ul ăsta. Că nu prea sunt ofișuri. Avem un tic destul de enervant, pot să zic. Oh my god, mamă, stai că... Băi... Nu știu, deci eu nu m-am mai jucat Brawl Stars de câteva zile, adică să nu judecați greșit. Nu m-am mai jucat de ceva vreme Brawl Stars. Oh my god. Oh, let's go. Let's go. No, degeaba. Degeaba am făcut eu schemele astea că tot am pierdut. Nu putem și o să omor pe... E clar. Ticule, așa, hai că l-am omorât pe tic. Bravo, Nani, bravo. Ok, bun. Ok, să avem grijă la B. E bun așa. Hai că suntem în plus. Hai că suntem în plus cu punctele. Penny... Da. Ba nu. Trebuie să-i omor. Trebuie. Mamă. Nu poți, bă, să câștigi, ești nebun. Sunt nebuni oamenii. Tot trebuie să-i atacăm. Da, trebuie să atac. Ok. Atacați, omorâți-i. Hai, repede. Repede. Hai, dude, glumești cu mine, bro. Ce aproape eram. Dar eu mă joc cu nubi, frate. Bine, și eu, care nu m-am încălzit deloc. Trebuie să recunosc. Runda a doua. Păi ce runda a doua, bro? Că pierdem deja, ești nebun. Ce runda a doua, bro? Dă-o încolo de runda, bro. Și așa pierdem. Bă, cred că o să campez.
Cred că asta o să fac. O să campez și o să încerc să-i omor pe ăștia. Sperăm să-mi iasă schema. Dar ar trebui să mă cam duc aici, la tufișul ăsta. Ai, mă enervează brocul ăla cu schemele lui. Mamă, bro, dar mă enervează. Da, e clar. Nu mai știu... Oh my god, mesaje pe Messenger, băieți. Nu mai contează. Deci, se vede că nu m-am mai jucat Brawl Stars, ești nebun? Bă, le-am distrus acolo, oarecum tufișul. Boscheții ăia, cum vreți să le numiți, sau să îi numiți, pana mea. Capul utic, oh my god. Da, se vede că nu mai știu să joc. Zici că-s ultimul noob, ești nebun la cap. Mamă, ba, nu poți, mă, frate. Mai bine renunț în pana mea. Mai bine renunțăm. Hai, omorâți-mă în pana mea. Da, easy lose. Deci avem Siege. Ok, aș putea să iau un Dynamite, n-ar strica, sau un Jin, sau Tara, sau, nu știu. Ok, au banat Sprout și Bull. Nu știu de ce Bull, dar în fine. Ce aș putea să iau? Nici nu știu ce aș putea să iau, jur. I don't know, bă, nu știu ce brawler să iau, să-mi bag picioarele. Ok, înțeleg că vrei să iau, dar nu știu ce să iau în pană. Ia Jin, hai. Sper că am făcut o alegere bună, sper. Star Power, hai să vedem, Star Power-ul ăsta, gadget-ul. Ce e ăsta? Nu știu ce face gadget-ul ăla, lasă-l pe ăsta. Da, știu ce face, îi dă damage de adversarului. Îi se întoarce cum ar veni damage, da. În fine. Sau, nu mai știu, ceva de genul, parcă. Nu mai știu, sigur. V-am zis că n-am mai jucat Brawl Stars. Ok. Hai să vedem. Jesse acolo. Colt. Dă-i în Jesse aia, mamă. Da, e clar. Attack with level 2 Siege Bot. Ok, hai să atacăm. Hai să atacăm. Da, și ăsta cu mortisul lui. Și ăsta cu mortisul lui, bro. Ce să mai. Ia mori, mă. Mamă, nu te cred că am dat în superul lui. Dude, cât de enervant poate să fie jocul ăsta câteodată. Cât de enervant. Pana mea. Ok, hai că l-am omorât. Du-te, mortise, pe Jesse aia, du-te. Aoleu, unde e de omul superul? Vai de capul meu. Da, știu, am dat gadget-ul ca să-mi fac viața. În caz că nu v-ați dat seama. Mamă, bro. Level 6. Păi eu mă joc cu idios, mă, frate. Eu n-am cu cine să mă joc. Dacă ar ști și ei să apere puțin. Uite ăsta cu mortisul lui. Ia vino tu încoace. Uite, frate, că noi nu știm să apărăm, bă. Dai numai cum se duce la mama naiba, morti să urmărește Pemu. Doamne, circ, mă, noi suntem circ, mă, frate. O să tai din filmare, pui mei, o să tai. O să tai din ea, că nu cred că ați vrea să vedeți cum mă enervez eu pe filmare și... Na, ia uite, cum mă omoară Coltul pe mine, ești nebun la cap. Eram fix, mă piteam de tufișul ăla și ăla a reușit să mă omoare, ești nebun. Logica Brawl Stars-ului, frate. Da, știam că o să fac asta, Colt. Știam că o să fac asta. O să campez aici. Mă bazez pe echipa mea.
Așa, știam că Colt o să vrea să atace. Da, hai că am câștigat și noi o rândă, aparent. Am câștigat și noi măcar o rândă. Asta e prima rundă, what? Mamă, ce greu trece, ești nebun? Ok, runda a doua. Hai să vedem dacă e așa cum spune jocul. Nebun, nu mai așteptam la asta. Nu mai așteptam să fie de-abia prima rundă. Cu toate că, na, ai fi fost eu prea atent la joc și... I don't know. Tai, ok, egalitate. Ok. Hai că e bine. Mamă, uite-te la Mortis, frate. El în loc să fure ăla și să nu se bată cu Pam, el se bate cu Pam. Adică, da. El se bate cu Pam, frate. Dar nu știe că Pam-ul o să dea în el, știi? O să dea ca lumea în el. Dacă îl prinde, dacă l-a prins în impostaza aia în care l-a prins. Ați văzut și voi foarte bine. Ok, stai că am distrus ăla. Aoleu, bro. Nu, nu o să-i facem noi pe ăștia. Cred. Mă, rămâne de văzut. Tai! Ok, iar egalitate. Hai să încercăm să apărăm cât putem noi de bine. Să încercăm. Ia să-l trag eu pe ăsta cu Pam. Ok, hai că e bun. Așa, Mortise, vezi că se poate, Mortise. Se poate, Mortise. Da. Hai Dynamicule, hai Dynamicule, mamă, 18, hai că-i facem, cred și sper. Mamă, fii atent, de nu am luat noi un bot de level 20. Ok, 19, da, hai că sigur l-am tras, fiși nebun. Da, level 21, băieți, let's go cu botul, what, bro? Bot de 22? What? Ați belit, Carasu, băieți. L-ați belit. Adios. Ați belit, Carasu, băieți. What? Nu cred că l-au făcut. Mamă, frate. Mamă, frate. Bă, mă jur, ăsta a fost noroc. Că eu nu aș fi câștigat cu idios de genul ăsta. Mă jur, ăsta chiar a fost noroc. Hai să vedem. Următorul hot zone. Eu sunt liderul, ok, ia stai. Păi ce aș putea să banez eu aici? Păi ar fi enervant Stu, părerea mea. Wow, un 8-bit. Ia 8-bit, hai. Hai să vedem. Star Power, Gadget. O să iau Gadget-ul cu teleportat, da. Hai să vedem, Ems. Ok. What? Shelly la game modul ăsta, glumești cu mine? Shelly, bro? What? Nu știu ce a fost în mintea lui ăla de a lua Shelly. Dar... Ma, stai că se face ăsta invizibil acum. Ia, se învârte Emzu, nu se învârte. Hop. Ok. Trebuie să pun superul. Bă. Hai că e bine, hai că e bine. Da, nu e bine, nu e bine. Ah, ba da, e bine. E totul în regulă. Hai că... bravo Emzu, bravo. Hai că vin eu repede. Dar e greu să nimerești cu 8-bit-ul. Sau poate că n-am mai jucat eu de ceva vreme și m-am dezobișnuit, I don't know. Ce i-am dat tu? Ești nebun. Bravo, băieți. Bine jucat. Let's go, gang. Hai să vedem dacă reușim să-i facem.
Doar Shelly a venit pe mijloc, ok. Ok, bro. Nice! Nice! Foarte nice. Ok, hai că l-am lăsat superul pentru băieții ăștia. L-au distrus, ești nebun. Ce să mai... Îmi dădeam și un teleport frumos, dar nu merge, aparent. Hai să vedem. Oamenii se cam retrag, ceea ce e bine pentru noi. Shelly încearcă. Încearcă, dar nu poate singură. Nu știu, dacă l-am mâncat pe ăsta cu Shelly, să ia Shelly la game mode ăsta, frate. La game mode ăsta să iei Shelly. Uite-te și ce hartă deschisă, bro, pe mijloc. Cum naiba să iei Shelly? Nu știu, părerea mea. Da, GG pentru noi. GG, easy. Easy win. Hai că așa mai și pușăm puțin. Ia uite, Silver 3. Minecraft Madness este game mode-ul. Ce să iau eu? Bă, ar merge un card, I don't know. Sau, ce aș putea să iau eu? Edgar Tarajin. Va trebui să aleg repede. Ia Tara, nu știu. Că și cu super bănesc pot să-i prind. Sau pot să-i prind pe toți trei, nu știu. Cine e în top fișuri. Hai să vedem. Nitabo. Aoleu. Stai puțin că... avem un bo acolo. Mamă. Mă mir cum de nu m-a omorât. Lul, ce o zice Bo când o vedea umbrele alea trei? What? What the fuck, bro? Ce e asta? Dar nu știu, mi se pare chiar interesant skin-ul ăsta și chiar și acum când la ceva timp după ce l-am luat. Adică l-am luat parcă anul trecut, nu mai știu sigur, știu că l-am luat pe un live. Și chiar mi-l doream, îmi doream skin-ul ăsta de mult. Aparent am reușit să fac rost de el. Ceea ce e bine. Nu ia bună. Era să mă omoare. Cam da. Bă, da, că e bine că avem noi gemurile, știi? E bun. E totul în regulă. Dă-i în el, mă. Bravo, mă, bravo. Ba nu, nu e bravo. Nu e bravo! Băi, da. Uite-te ce stă Byron pe loc, ești nebun la cap. Frate. Uite ce stă Byron, ești nebun. Da, și aveam star power-ul cu viața. Vai de capul meu. Cine credeți că o să câștige meciul ăsta? Spuneți în comentarii. Cine credeți că o să câștige... Care echipă, gen, o să câștige acest joc? Ar fi o șansă să recuperăm noi. Ar fi o șansă. Deci... Da, frate, acel Bo e chiar bun. E OP Bo. Nu m-am gândit la Bo, sincer. Nu prea m-am gândit la Bo. Hai să vedem. Dar stai că dă Burly. Bă! Mamă, ce mi-a dat damage trenul ăla, ești nebun. Ok, l-am omorât și a dat gadgetul aiurea, pot să zic. Într-un fel. Super. Hai că da. Iară pierdem. A murit Bo, stai așa că nu e așa, ia, a murit Bo. Da-ți mă, Nita. Uite-te la ăla de mai sus, ești nebun, la gale, că nu dădea gale în... Ăla ești nebun.
Da, nicio șansă cu ăștia. În concluzie, nicio șansă. Da. Da. Și să faci, frate, dacă mă joc cu nubi, nableți, în pana mea. Mă joc cu nableți. Deci, sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un ton de like, să facem peste 35 like-uri. Dacă doriți să apară următorul challenge de Brawl Stars Dar, nu uitați să dați un share, să facem mai repede sumă de 2000 de abonați. Follow pe Instagram dacă doriți să mă contactați, _robitsu3_. Server de Discord aveți link în descriere. Și nu uitați să lăsați un comentariu cu ce challenge-uri să mai facem pentru a apărea și următorul videoclip. Și da, ne auzim data viitoare. Pa, pa!